Proiectele dedicate schimbării acestei situații sunt puține la număr, mult mai puține decât ar fi nevoie. De unul dintre ele beneficiază, începând cu acest an, câteva zeci de copii din familii defavorizate din localitatea Bucșani. Este vorba despre demersul a două organizații non-guvernamentale și a autorităților locale, care au demarat în comuna Bucșani din județul Giurgiu proiectul Un drum în viață, Bucșani între București și Europa. Acești copii sunt motivația pentru care am inițiat acest proiect. Împreună cu Fundația Estuar și Primăria Bucșani. Eu sunt Emilia Radu și sunt asistentul de proiect în cadrul acestui proiect, Un drum în viață, Bucșani între București și Europa. Și după cum ați văzut bine, nevoile sunt mai mult decât evidente, nevoile acestor copii. România se află pe locul al doilea în Uniunea Europeană în ceea ce privește riscul de sărăcie și excluziune socială, iar acest fenomen îi amenință în primul rând pe cei mici. 40% din populația României se confruntă cu riscul de sărăcie și excluziune socială, iar aproape 29% este afectată de privarea materială severă, arată un raport recent al UNICEF România. Studiul indică faptul că mai mult de jumătate dintre copiii români se află în risc de sărăcie sau excluziune socială, cel mai ridicat nivel din Uniunea Europeană, cu excepția Bulgariei.